2-3 înregistrează substantivul compus post-cheie cu pluralul posturi-cheie. Termenul este relativ recent în limbă, iar dicționarele academice nu l-au consemnat încă în inventar. Da, se poate comunica cu oameni dincolo de cuvinte, fără să rostești cuvinte. Se poate asta. Printr-un flux de energie, printr-o vibrație specială, care reverberează între cei doi care se întâlnesc și vorbesc non-verbal. Se poate întâmpla asta. Eu cred că aceste lucruri nu trebuie explicate și numite. Este meritul cuiva care face ca energiile noastre să se întâlnească și ele să poată comunica dincolo de noi. Cum să-i găsim o denumire? Ce să-i spunem? Cum să-i spunem? Trebuie neapărat întotdeauna să putem numi lucrurile. Putem dansa, putem exprima prin plastica corporală. Bineînțeles că putem face asta. Tu câte lucruri ai ratat din cauza acnei? Acnea te face invizibilă. Nu mai lăsa să strice planurile. Păi e un nonsens. Păi cum adică? Tu câte lucruri ai ratat din cauza acnei? Deci existi. Și din cauza acnei ai ratat. Tu câte lucruri ai ratat din cauza acnei? Acnea te face invizibilă. Adică pentru că ai acnee, nu ești văzut. De asta le ratezi. Acnea te face invizibilă. Nu mai lăsa să strice planurile. Păi cum? Păi nu e corect. Păi nu e corect. Că tu ai ratat lucruri pentru că ai acnee. Acnea presupune o problemă a dermei, nu a feței. Deci le-ai ratat pentru că o ai. Le-ai ratat pentru că așa... Nu poți să spui că acnea te face invizibilă. Acnea te face invizibilă. Nu mai lăsa să strice planurile. S-ar adânci complexul pe care oricum îl ai știind că ai acnee, comparativ cu alte fete de vârsta ta care nu au acnee. Ai da banii pe produs eventual, în cazul bun, în cazul împins la extremă, ai intra într-o depresie, ar trebui să te duci la psiholog și uite așa, societatea modernă ar continua să trăiască pe seama lipsei tale de echilibru interior. Câte lucruri ai ratat din cauza acnei? E un mesaj subliminal foarte periculos. Dar nu e singurul. A ierbi e un verb, e un infinitiv. A ierbi. E ciudat cuvântul ăsta. A ierbi, da. Oricum e frumos cuvântul. Dacă ne gândim că vine și primăvara, a ierbi ar însemna că răsar toate și revin la viață, deci e frumos. Am gândit un mod atât de dulce de a izbi două cuvinte, de parcă iarba verde ar înflori, iar florile s-ar ierbi. Iată, am nimerit-o și aici, că am zis că înseamnă o revenire la viață, o reînviere. Practic mi-am manipulat mintea cu această formarea cuvântului, cu adunarea consoanelor și a vocalelor, mi-a direcționat mintea către ceea ce a vrut el să-mi transmită. Telefoanele astea sunt cutia neagră a vieții noastre. În ele putem avea orice. Ele ne distrug viața. Asta este o replică pe care o spun în spectacolul Ghici cine te sună și care mi se pare foarte profundă, mi se pare foarte de actualitate și într-adevăr am uitat să ne mai trăim viața și tot ce facem este în dependență de telefonul mobil, ceea ce nu e în regulă. Nu. Nu, n-am încercat niciodată să-mi rememorez sunete, dar am amintiri care mi se leagă în minte cu mirosuri. Mie, personal. Astea sunt conexiunile mele. Țin de olfactiv, nu de auditiv.